Salutare abonații mei, spartanii mei. Ia să vedem cine e spartan să comenteze cu sunt spartan. Cum o faceți în fiecare episod. Și în acest episod am să vă arăt ceva absolut frumos. M-am băgat aici într-un geam, de fapt într-un stâlp. Dacă nu mă credeți că acest gemuleț este stâlp, vă garantez că nu vă mint. Ce frumos merge gimbalul meu, pam pam. Am un chef criminal de experimente. Și drept dovadă m-am gândit să facem experimente cu carbid. Da, ați auzit bine, carbid. După cum bine știți, carbidul se folosește la sudura cu autogenul. Și în cazul meu, pentru distracție. Când eram mai mic, făceam tunuri cu carbid, tunuri cu spray. Un spray de muște îl băgam într-o țeavă și făceam o gaură în spray, pe unde scuipam sau băgam apă și amestecam țeava și după un minut când îi dădeam foc, bubuia foarte, foarte tare. Aveam probleme cu vecinii de la bloc. Pe vremea aia stăteam în Colentina și credeți-mă, la orice bubuietură mică, chiar și dacă aplauz din palme, se aude între blocurile alea foarte, foarte tare. Să le luăm încetul cu încetul. Astăzi vreau să vă arăt ce se întâmplă când pui carbid într-o sticlă de plastic și adaugi apă. Pentru siguranța voastră v-aș ruga să nu faceți asta nici în casă, nici afară. V-aș ruga să nu faceți asta. Doar să vă uitați la mine pentru că e destul de periculos. Vă puteți alege cu răni, probleme cu ochii și probleme cu plămâni. Deci nu vă jucați cu carbidul. Și ca să fie și mai spectaculos, am filmat cu slow motion. Vom vedea cum sar sticlele în sus cu tot cu carbid. Pentru acest experiment am luat 6 sticle de dimensiuni diferite și le vom încerca într-un battle carbid vs sticla de plastic. Așadar, iubiții mei, am ajuns aici la teren, unde filmez eu experimente, să nu avem probleme cu nimic. Avem aici apă, 2 litri jumate de apă, pentru a alimenta aceste bombe. O sticlă de 3, 2 jumate, 2, 1 jumate, 1 și 50. Avem aici și carbidul, pe care îl vom folosi la experiment. Și stativul meu pentru a filma nenorocirile. Și vom filma totul în slow motion.